Salutare, salutare tuturor. Bun găsit la un nou podcast BDS. Vin alegerile, așa că stăm de vorbă cu unul dintre candidații la funcția de consilier local în speță, domnul Lucian Sabău. Vă salut. Vă salut și eu. Mulțumesc că ați acceptat invitația și vreau să vă întreb încă din start. De ce Candidați pentru un post de consilier local și de ce nu v-ați văzut așa de treabă, cum face foarte multă lume? Adică ce va cășuna, ce va veni să vă implicați? Candidez pentru o funcție la Consiliul Local Săcălaz, din partea Partidului Social Democrat, pentru că aici am găsit o echipă de oameni care vor să facă schimbarea în Săcălaz. Și am votat schimbarea așa cum ați patru ani. O parte din echipa PSD, care este acum în PSD, a fost și atunci echipa pe care am văzut-o, la conducerea primăriei Săcălaz, dar uh, lucrurile n-au mers cum am așteptat și, din nou, cred că nu ne mai înșelăm încă o dată să votăm din nou schimbarea la Săcălaz, să nu mai lăsăm să treacă 20 de ani ca și vechea conducere, tot PSD-istă. psd, -istă. PSD -istă a pe ultima sută de metri, a fost și pe Delistă. A fost și pe Delistă, dat. pe ultima da. sută de metri psd și am uh, găsit o echipă de oameni aici în psd L-am găsit pe domnul Dumitru Boboi, care e un om care îl cunosc, a copilărit cu mine aici în Săcălaz, e un om serios, un om care vrea să facă ceva pentru comunitate, a pornit bine la începutul mandatului care l-au câștigat de partea noastră. Da, a fost perioada aceea în care, când se înțelegeau primarul da, da, da. cu viceprimarul, când primarul nu-i dăduse un șut în fundul viceprimarului... Ne am cu toții, mi-am inteles unde da. și eu, că mergeam pe străzi, se turnau trotuare. Se turnau să se, 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 costea, se lucra. Eu, așa am vorbit și cu domnul primar, și cu domnul viceprimar de la început, să începem cu curățenia, și așa mi s-a părut normal. După aceea investițiile care știu că sunt cu diferite proiecte, în diferite stadii de implementare, s-a început, s-a început, să zic, un jumătate de an, dar după aceea s-au stopat, au început discuțiile, frecușurile, cearta între primar consilier, cearta între primar angajații, cearta între toată lumea cu domnul primar în S-a început bine și s-a terminat prost. Da, s-a terminat foarte prost chiar. Foarte prost pentru noi, cetățenii, că am avut pentru așteptări, noi. am sperat da, că totul da. va fi mai bine și în realitate vedem că vechile obiceiuri ale fostului primar exact, exact. sunt perpetuate, se păstrează. Ba chiar sunt îmbunătățite adeseori. Am vorbit cu prieteni, cu vecini, cu oameni și nu, nu este ce ne-am așteptat la schimbarea asta, nu... Nu se simte această schimbare, acum se încearcă, cum să zic, o coafare a mandatului ăsta pe ultima sută de metri, nu este ce Chiar, trebuie. Domnul Sabău, cum vi se par lucrurile astea? Adică trei ani de zile nu te-ai chinuit să ne arăți și acum, pe ultima 100 de metri, exact cum spuneți, vii în fiecare zi aproape și ne prezinți fel de fel de investiții. De ce n-ai făcut lucrurile astea până acum? Asta am vrut să vă spun. Asta este doar o coafare a mandatului. Este târziu pentru ce se face și este puțin. Să călazul are un buget foarte mare. Eu am vorbit cu unii oameni, nu am documente niciodată, am înțeles de la 5 milioane în sus, poate se unii vorbeau pe la 16 milioane de euro. Nu am documente să vă spun. Cred că ultima dată a menționat domnul primar cu tot cu un casăr pe undeva pe la 10 milioane de euro. Da. 10 11 milioane Ceva milioane de euro. gen. Da. Și suntem o comună care avem pretenții. Eu... De la început am vorbit cu domnul Viorel, că domnul primar, Nicu Viorel, îmi permit să-i zic Viorel că e prietenul meu, a fost prietenul meu din copilărie. O să și, mă întreb și despre asta mai târziu. Și îmi permis să-i mai zic și Viorel. Îl consider încă prietenul meu, cu toate că acum am patentat de la dânsul, nu mai suntem prieteni în politică, dar în rest la o bere, la un grătar. Dar n-am mai auzit asta, prietenii sunt în funcție de împrejurări. Prietenii sunt prieteni <laughs> până la capăt. Cum e alegerea dânsului dacă mai vrea să mă consider așa sau nu? Ajungem și la acel moment. Acum aș vrea să facem totuși un exercițiu de imaginație și să presupunem că sunteți deja consilier local și în câteva luni după ce ați fost votat, din cauza faptului că dumneavoastră nu sunteți de acord să votați proiectele pe care le propune și le inițiază domnul primar, vă veți trezi la un moment dat că nu mai sunteți consilier pentru că ați fost exclus din cauza unor absențe la niște ședințe de care aflați abia după ce au avut loc. Ce, sau înainte ce face? cu două minute. Eu cred că fac același lucru care l-au făcut și consilierii. Cei care au fost dați afară, se pare că e ilegal pentru că toți care nu au dat... Nu se pare, în... nu, nu, nu se pare că e legal. Păi ilegal. Păi așa zice instanța. A fost ilegal. A, că e ilegal, că legal. au venit toți înapoi. Și uh -huh. eu cred că asta o să fac și eu, adică dacă m -m mă exclude din Consiliul Local domnul primar, că nu-i votez eu știu ce proiect, care nu mi se pare mie sau nu mi s-a explicat destul de bine că n-ar fi bun pentru o comunitate și sunt înlăturat sau că nu m-am prezentat la o ședință care a fost anunțată cu două minute, vă dați seama că am și eu un serviciu și nu pot să fiu chiar toată ziua în preajma primăriei. Am să dau și eu un judecată primarul? la fel cum a făcut și ceilalți consilieri care au fost dați afară. De acord, dar să vă spun că în timpul în care dumneavoastră vă judecați, pres de câteva luni, primarul cu echipa de consilieri pe care și o fidelizează, își trece toate proiectele pe care dumneavoastră nu ați vrut să le votați având diverse argumente legale și pertinente. Știu că asta s-a întâmplat și că s-a luat creditul acela mare, s-a votat cu un număr de puțin consilier pentru că ceilalți erau dați afară. Să presupunem că tot actualul primar va fi primar, domnul Nicu Viorel, și nu asta veți fi consilier, că asta e practica patentată, între ghilimele, de către domnul Nicu Viorel. Da, eu, exclude. eu sunt convins că dacă domnul Nicu Viorel rămâne, așa o să se întâmple în continuare. Adică eu știu un om, cum a spus dânsul, e atipic. Adică nu ascultă de multă lume, face doar cum vrea dânsul. Și atunci eu sunt convins că dânsul o să practice aceeași Aceeași stil de a conduce primăria Adică în stilul dânsului nu? D ați mai auzit pe undeva Că mai merge și dumneavoastră prin țară Să existe comune, localități Acolo unde primarul Când un consilier are un alt punct de vedere Să-l excludă, să-l dea afară Ați mai auzit că se întâmplă Eu asta în România? Eu nu am auzit Într-adevăr am fost în câteva comune Și mai mici și mai mari Cunosc, chiar am un consetean La Checea Viceprimarea ținut și loc de primar se înțeleg foarte bine în Consiliul Local, iau decizie pentru localitate bune. Cunosc și în alte localități. Cunosc la Curtea, cunosc la Șandra, cunosc... la ați auzit să se întâmplă ceea ce nu, se la Săcălaz? Nu. Dar cum spune domnul primar, dânsul este o primar atipic și atunci de aceea sunt lucruri atipice. E atipic conducătorul. Deci avem ce am ales, cum s-ar spune. Da, 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 da. Noi trebuie să... Acum eu mi-asum că data trecută l-am susținut și l-am ales pe domnul Nicu Iurel Și eu și... l-am ales ca și dumneavoastră. Și nu pot să neg treaba asta. Că așteptările au fost altele, asta este. Da, da, așteptările Sperăm. au fost altele pentru că să ne amintim, domnul Sabău, domnul primar, domnul candidat de la acel moment ne spunea că, că lucrurile vor și fi altfel. Rege. Nu noi am zis să facă, domnia s-a venit și s-a angajat. Da, des-a făcut un program lor. pe care eu l-am văzut foarte bun la momentul respectiv. Chiar mi s-a părut un, un program de, 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 de votat. Chiar am, adică am susținut. Mi s-a părea lucruri normale pe care vrea să le facă dânsul. Și că nu s-a mai ținut de promisiune, cum vi se pare? Da, nu, nu e o chestie foarte bună. Să, nu e bine pentru localitate, pentru noi cetățenii. Știți, acum vine chestia asta cu iubim să Este destul de complicat. Trebuie să zicem să iubim să călăzenii, adică să le facem niște condiții la să călăzeni, la berexani, la berexau mic, la berexau mare. Aici am mai făcut la să Am mai făcut un pic de iarbă verde, am mai făcut, dar să știți că și berexau mare și berexau mic sunt localități din comună și acolo este chiar prepăd. Da, dar voturile cele mai multe, domnul Sabău, să fie cu iertare, sunt la Săcălaz, așa că ne axăm pe Săcălaz în viziunea administrației locale. Știu că cele mai multe voturi și numărul de locuitori este mai mare, dar și la Săcălaz, să știți că în afară de strada principală, de strada primăriei și strada 8 -a și strada 1 și strada Gării și cartierul Europa și cartierul Miron, sunt tot din Săcălaz și ele nu beneficiază nici de gazonul rulou, nici de fântână, nu știu de care, nici de ghivece de flori, ca și fața primăriei. Dar vă mai spun de ce nu beneficiază. Nu beneficiază de o stație de autobuz. De exemplu, în Curbă, eu locuiesc aici, în, în marginea satului vechi, spre Florilor. Deci aici oprește autobuzul în față la Pâine, după Curbă. Da. Și din spre Berexău vin camioanele și, de multe ori, am văzut, abia opresc în, în spatele autobuzului. Eu l-am rugat de multe ori pe domnul primar să facă în spatele casei de la Brici, cum îi spunem noi, că îl cunoaștem, care stă în curbă, o stație. Dânsul, tot în, în șosea, considera că stă mai bine autobuzuri, ATT-ului să ia oamenii. Am văzut că s-au cumpărat stații după patru ani. Nu este nici stație. Că mă gândesc că n-ar fi bine să o pună în fața Brutărie pe parcarea brutăriei. De acord, dar pe de altă parte, domnul Sabău, cum vi se pare că noștea treia n-au -au putut fi cumpărate măcar câte două, trei stații pe an? Se cumpără toate grămadă. Acum, că vin alegerile, hai să le arătăm oamenilor că facem. Am vorbit despre stații cu domnul primar în primul an, am vorbit cred că înaintea de a fi ales primar. Mi-a spus domnul primar că toate stațiile cele urâte pe care le aveam din fier făcute din administrația Todașcă sunt niște stații neadecvate săcălazului, vor fi duse la terenul de sport ca și tribune, se stau spectatorii puțin de ploaie. Bun, nu era chiar locul lor nici acolo, dar ca și chestie erau bune de să nu se arunce la fier vechi. Până la urmă nu s-au mai dus, au rămas aceleași stații. Acum văd, într-adevăr, că au venit, cu toate că acolo la hotel, dacă tot am ajuns la centru aici, că se hotel renovează Elize. un pic, la hotel Elize nu s-a montat o stație nouă. Păi nu, poate n-ați fost atent de acolo, ne-a spus tot domnul primar că cei de la hotel Elize vor face o sponsorizare și vor dona comunității o stație inteligentă, altfel decât cea care deci există. Deci altfel, Da. am nu înțeles. cu hotel Elize, că altfel am înțeles. nici am de aia nu aveam parte. Nu, n-am, auzit chestia asta. Ideea e, nu știu, nu vi se pare așa o prosteală a cetățeanului faptul că acum, acum, înainte de alegeri cu câteva luni, ni se arată că, vai de mine, se pun stațiile. Păi, puteau să se pună în fiecare an, câte două, trei, câte două, trei, că nu costa o avere. Da, eu am, am mai fost în localități, chiar am trimis la domnul primar pe WhatsApp niște poze din localitatea Horea, de lângă Arad. Mm -hmm. Cu niște stații, puteți să intrați pe net, cred că îl găsiți în localitatea Horea Arad ce stațiile, sunt cu băncuță tot ceva plasticat. Adică nu este doar sera asta care e la noi aici, mie nu mi se par frumoase, adică poate n-am gusturi bune. Dar e o chestiune de gust, acuma... da, e de gust. Dar mi se părea ok să aibă și o băncuță în stație. Sunt oameni care de frica de a pierde autobuzul vin mai devreme cu niște minute. Acum, de noi care suntem mai tineri ăștia până în 50, noi, dar după 50, ar mai sta și jos câte unul mai în învârstășiți. Și da. cred că era bine în stație. Dar poate că nu mă pricep eu sau nu e ok ce zic. Da, probabil că singurul care se pricepe în comuna noastră știți cine e. <laughs> da, singurul care se pricepe și care poate să iau decizie în sensul ăsta de a fi sau a nu fi în speța, ci cu băncuță sau fără băncuță. Este domnul primar, că dânsul le știe și a promis la oameni o viață mai bună și de aia de aia au fost votate. Da, unii chiar au o viață mai bună datorită domnului primar. <laughs> da, e adevărat. Uh, unii au o viață bună și am văzut că țin aproape. Care nu mă gândeam niciodată înainte de a fi dânsul primar, care avea uh, frecușuri cu ei când era dânsul consilier. Da, n-aș uh, fi vrut să deschid acest subiect, dar continuați, vă rog. Era, era uh, total uh, contra uh, unor persoane care... Uh, nu făceau lucrurile cum ar trebui pentru comunitate care iau decizii. Vă referiți cumva la consilierii Pânzariu, Roba și ceilalți? Da, da, da. Nu, ca da, să da, o lămurim. Da, ca? erau, Eu mă gândesc, da, da, așa așa nu, nu, nu le plăcea cum se manifestă în Consiliu și după aceea s-a ajuns la, la o prietenie, la o susținere pentru un nou mandat. Acum, Acum plantează copaci împreună. Oare de ce? Cum vă explicați această unire așa de moment? A, nu cred că e unire, eu cred că interese... Deci au dat mâna din cauza, datorită intereselor. Eu așa cred, nu cred că... Da, e opinia noastră. Da, băi, nu fac parte, n-au fost în același partid, nu fac parte în aceeași... Acum sunt în același și partid. Și acum sunt în același da. partid, eu nu m-am așteptat să, să se lege așa o prietenie, mai ales cu domnul Pânzariu, că Bun, dânsul nu este nici de așa mulți ani să săcălază, nu se cunosc de așa o vechime să se știe. M-am gândit că au uh, opinii diferite. Acum am văzut că merg pe aceeași direcție. Nu știu din ce motive sau cine a cedat. Cred că domnul primar nu a cedat la principiile dânsului. Eu sunt convins că uh, el îi cater și, -și ține de direcția pe care o vrea și cred că... Ceilalți oameni au renunțat la, la direcția pe care au avut-o la început de mandat. Puteți să locuiți aici, să reformulați, vă rog frumos, catăr, cuvântul catăr. Să adică numiți. e, cum să zic, e foarte dârzi așa, nu, nu cedează. Adică e încăpățânat și își ține tot timpul doar ce vrea dânsul să, să facă. Nu, nu e o jignire de încăpățânarea catărului se știe din, din literatură. Dar din atât am vrut să spun da, că e încăpățânat. Domnul, nu, poate nu, domnul primar n-a citit aceleași cărți ca și doar asta și s-ar putea să înțeleagă dreptul jignire. A, și nu, de nu, am rugat nu, să nu, o nu, 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 nu îl jignesc nu-i prietenul meu. A fost și nu nu permis să jignesc că... Domnul Sabău, sunteți în echipa domnului viceprimar, în echipa de consilieri. Vreau să vă întreb de ce l-ați ales pe domnul viceprimar, deși mi-ați spus adinea ori câteva motive. Poate le detaliați mai mult. De ce Dumitru Boboi și nu Nicu Viorel, având în vedere că ați fost coleg de clasă, nu? Cu da, domnul primar. Da, da, da. Eu am fost coleg de clasă, am fost chiar coleg de bancă la școala primară de aici 8 ani de zile, din a 1 până la 8 cu, cu Viorel. Cum v-am spus, eu am susținut echipa și pe, pe domnul primar la primul mandat. Nu a ieșit cum aș fi vrut eu, cum mi-aș fi dorit. Am considerat că trebuie să dăm șansă unui nou primar să facem o alegere. Îl știam pe domnul Cosmin Ligius. Buboi. Din celelalte mandate, eu am și lucrat în primăria să călaz aproape un an de zile la fosta poliție comunitară. Da? da. am știut. După aproximativ 15 ani de armată, am lucrat în Ministerul Apărării Naționale, am venit să facem treabă la Poliția Comunitară și am rămas și atunci cu dezamăgire mare pentru că domnul Cosmin Boi, domnul Todaș, că și ceilalți colegi ai dânsului care conduceau primăria au putut să-și bată joc de un număr destul de mare de oameni de poliția comunitară prin desfințare, prin șicanare, prin tot felul, prin angajare de tot felul de oameni incompetenți. Asta s-a întâmplat cu poliția locală? Așa s-a întâmplat, da. Păcat. Era o structură care ar fi fost utilă în zilele Da, era noastre. utilă, nu mențin părerea că era utilă, dar nu în stilul și în configurația care era atunci. Da, cum dar cum era atunci așa în mare? Ce ne-ați putea spune? Cine lucra la poliția locală? Lucrau uh, și oamenii de calitate mai puțini, într-adevăr, da. uh, dar lucrau. Multe, Majoritatea era formată din ce? Multe cunoștințe a oamenilor din acel uh, moment de la conducerea primăriei. Deci pile cunoștințe și relații, da. nu cum da. se spune? Da am fost dezamăgit despre această structură, au desfințat-o dânșii și au bătut joc de o grămadă de oameni, chiar și de mine, care am plecat cu demisie din Ministerul Apărării Naționale pentru un crez, că facem o treabă bună. Nu s-a întâmplat. Onoarea de militar. Da, ne-a dat afară ca pe niște cârpe, asta a fost alegerea lor, vă dați seama că nu am susținut și nu pot să susțin oameni care și-au bătut joc de niște destine. Adică, fosta conducere, din care face și parte și domnul Cosmin, Făcea parte. Acum candidat, din partea mea și a multor oameni, cred că nu au susținere. de v-am întrebat, de ce Dumitru da. Boboi, nu Nicu Viorel, da, da, da. nu Raul Stăneață Despre... și nu Cosmin Boboi? Nu-l cunosc pe Raul, așa ocazional m-am întâlnit cu el la evenimente sau la biserică, nu știu, poate este un băiat de toată isprava cred că un pic de experiență de viață mai trebuie. Nu știu unde a lucrat, nu știu cu ce s-a ocupat până acum. Am înțeles că are studii superioare. Nu-l cunosc. Poate că e un băiat bun, poate e un băiat de viitor. Nu m-a convins, nu m-a căutat să mă convingă cu un program. Ok, și întrebarea firească și normală e de ce domnul Sabău nu l-ați susținut și nu susțineți pe fostul coleg al dumneavoastră de bancă? Adică eu sunt prieten cu da. fostul meu coleg de bancă și l-aș fi susținut dacă ar fi candidat. Da, de și ce? eu sunt prieten, dar am o chestie tot patentată de la dânsul, sunt prieten, dar nu în politică. Adică, așa cum dânsul zice că e prieten cu viceprimarul, nu în politică, suntem la bere, la mici, la cafea unde ne întâlnim, suntem prieteni, dar nu în politică. Eu cred că el nu-i supărat pe mine, dânsul are destul de mulți simpatizanți. Acum, da, când era consilier, nu. Da, atunci erau mai puțini, într adevăr că Oare erau ce? simpatizanții domnului primar Todașcă atunci, dar și cred că nu e mare lucru că nu un vot al meu pleacă în altă parte. Da, de acord, dacă tot ați amintit despre faptul că ați fost colegi de bancă cu domnul Nicu Viorel. Rău. Ce amintiri aveți așa din, din școală, din copilărie? Aveți ceva amintiri mai deosebite? E, avem multe amintiri, avem multe amintiri. Puneți-ne ceva ce se poate spune. <laughs> nu, sunt amintiri frumoase, amintiri de, de școală, de tineret, amintiri ok. După ce am crescut mai mari, ne-am despărțit. Cine A chiulea mai mult, dumneavoastră sau colegul de bancă? Cred că el chiulea mai mult decât mine. Nu, nu exagerat, adică nu era un om care să nu vină la -ă, chiar era dar cred că, așa, nu mai țin minte, Exact, dar eu am fost foarte fricos în a chiuli. Nu chiuleam, dânsul era mai curajos. Cum zic, era mai încăpățenat, mai altfel. Ne-am ținut legătura foarte mulți ani. Am fost unii la alții la evenimente, la anunții, la botezuri, care și, a avut... Și la școală, domnul Sabău, când se dădeau lucrări, cine copia mai mult? Dumneavoastră sau colegul de bancă? Eu cred că copia el mai mult de la mine. Nu că n-ar fi învățat, dar a învățat, dar... El era pe lucruri mai practice decât... Adică era mult mai mai îndelenicit cu practica. La cu, orele de lucru manual sau cealaltă? Da, era și când eram să repare, cum aveam toți câte o dacie, știa mai bine la un jiglor sau la un carburator ce să facă decât mine. Adică era pe practică mai mult, pe autodidact, mai mult decât pe învățare. Păi, domnul primar a terminat liceu auto? Nu, domnul primar n-a terminat liceu auto. Domnul primar a făcut școală sau ceva de panator radio-TV. V-am întrebat că a zis că repara mașini și de-aia m-am gândit că a, -a nu, făcut liceu Am auto. fost coleg și în armată cu, cu mm -hmm. Viorel și știu că era la parco auto și repara pe acolo. Avea permis de la 18 ani. Era la parco auto, știa. Adică era autodidact, știa chestii din astea mai practice decât studiate. Adică mecanic, după aceea cositori, fel de fel de scule din astea știa să se, sau cel puțin, așa îmi dădea mie impresia că le rezolvă, le face. Da, 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 am văzut că ne-a impresionat pe toți și în campania electorală din 2020, când mai repara câte un robinet. Mai da, 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 la... da, gen, așa, îi autodidact, știe să-și bagă mâinile Ceea ce la mine nu... Chiar dacă nu se pricepe, să da, bagă. Da, 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 se bagă, da. Are, are, curaj. Da, gata cu amintirile, domnul Sabău, să revenim în prezent și să ne spuneți, din postura de consilier, ce intenționați să faceți noastră pentru binele comunității noastre. Știe toată lumea că avem nevoie de o canalizare pe unde nu este, știe toată lumea că avem nevoie de un drum, știe toată lumea că avem nevoie de o apă potabilă, cei drept, cel mai mult eu, asta aș milita, să avem o, o zonă industrială care să ne aducă bani la buget. Sunt bani la buget, cum am zis, cum se zice, de la 5 milioane de euro în sus pe an, dar totuși, dacă am avea noi o, o zonă industrială și să încercăm cumva să aducem mai mulți investitori care să angajeze, adică nu investitori care ocupă un spațiu, sunt destui în zona industrială, un spațiu foarte mare, mulți metri pătrați, dar, de fapt, în spațiul ăla nu se face nimic. Deci considerați un că o prioritate va fi zona industrială pentru că la rândul ei va aduce bani la bugetul local. Da, asta, restul, astea sunt o normalitate. Că tot ați amintit de zona industrială. Eu mi-am că în perioada în care domnul actual primar era candidat, susținea că va susține la rândul domniei sale investitorii. Va lua măsuri pentru a-i atrage pe investitori în comunitatea noastră. Vi părut că s-a întâmplat acest lucru? Nu, n-am, n-am văzut nicio firmă să fi venit în, în, ultimul timp, în ultimul mandat, în ăștia trei ani -a și auzit ceva. auzit de vreo măsură nu pe am... care ar fi luat o primărie care să ducă la atragerea investitorilor? Nu, nu am auzit de nicio măsură în sensul ăsta și am mai vorbit odată cu domnul primar, am înțeles că va fi și o zonă industrială pe noul drum spre Dudești, da, noi nu suntem capabili de asta, domnul Sabău, și vorbim de cealaltă. Da, e adevărat, zona arată foarte, foarte rău. Sunt doar... Au fost ceva investitori, s-au dărâmat clădiri, dărâmate, neîntreținute. Am lucrat în zona industrială, cunosc cât de cât mm -hmm. zona industrială. Și nu trebuia să fie o prioritate acea zonă pentru orice primar? mea că asta ar trebui, că de aici vin bani. Adică noi putem să facem o canalizare, un drum, dar dacă am avea bani mai mulți... S-ar face și mult mai mult. S-ar face mai repede, poate. Uh -huh. Adică am avea până. Eu știu că se pot pe fonduri, pe atragere de fonduri, pe fonduri guvernamentale, pe fonduri europene, dar mai greu cu fondurile, cu procedura, dar dacă aveam bani la buget, poate că eu știu, nu 10 străzi sau 10 km, cum a spus domnul primar, pe an, Da, poate erau măcar 5. Da, Iarăși... dar de ce ne-a spus 10 km pe an dacă n-a făcut niciunul? Adică cum poți să-i minți în halul asta pe oameni? Cred că trebuia mai mult să, să fim atenți la, la ce promitem oamenilor și să promite mai puțin să facem mai mult. Domnul Sabău, vreau să vă mai întreb că am văzut, uitându-mă pe SEAP, am văzut numele dumneavoastră într-un contract cu primăria Săcălaș și vreau să vă întreb dacă aveți contract cu primăria Săcălaș. Nu ați văzut numele meu pe niciun contract cu primăria Săcălaș. Am văzut numele de Sabău. E o coincidență sau da. sunteți noastră? Nu eu nu am firme, nu pot să fac contract cu nimeni, sunt o persoană fizică. Ce e adevărat, Sabău este și fratele meu care are o firmă, într-adevăr, a avut un contract cu primăria Săcălaz, a livrat produse de balastiere și carieră în valoare de vreo 60.000 de ron. Să se facă o comparație mică, cu ceilalți oameni care au adus materiale în localitate, și dacă fratele meu a făcut o greșeală... V-am întrebat în ideea crezând că e vorba despre dumneavoastră nu. și am observat că domnul primar dacă îndrăznesc să-l contrazici, mai târziu ar fi spus despre dumneavoastră că ați fost abonat la banul public. Așa spune domnia asta. Nu eu, nu, eu nu am firmă. Nu... Deci nu sunteți abonat la banul public ca să o lămurim <laughs> să nu există discuții. Eu am fost abonat la banul public mulți ani de zile pentru că, așa cum v-am spus, am lucrat în, în structurile statului și erau bani publici. Păi, în cazul ăsta putem spune că și primarul <laughs> e abonat da, la banul public. Așa putem spune că toate lumea care s-a angajați la stat sunt abonați la banul public. A, nu, Eu, prestează Nu am, pre, am prestat servicii cu firme sau particular. Am vrut doar să o lămurim, da, tocmai pentru a evita eventualele discuții, să vină unii și alții să spună anu. cine mă sabă ăla care are contracte cu primaria să călas, Nu am, ca să se știe adevărul. Nu am adevărul. contracte, nu am utilaje cu care poți să lucru pentru primărie. Da, vreau să vă mai întreb dacă dumneavoastră urmăriți live-urile domnului primar. Cei drept nu le-am urmărit în ultimul timp. Vorbăria nu mă caracterizează pe mine. Vorbesc și eu destul, cu toate că sunt ardelean, vorbesc și eu mai mult decât ar trebui, poate, dar cred că domnul primar m-a depășit pe mine la povești și atunci eu nu mai urmăresc povești. Ok, nu mai urmăriți povești, dar le urmăresc și eu și mulți alții și vreau să vă întreb cum vi se par totuși acuzele nefondate pe care domnul primar le face la adresa domnului candidat Dumitru Boboi și anume aceea că acea acuză cum că ar fi un interlop. Aia am auzit și eu că pesediștii sunt interlopi. Nu, nu, mi s-a părut corect să spună treaba asta. Acum, interlopii ăștia eu, tot am au mai auzit și eu pe la televizor, dar sunt niște clanuri, câteva prin Moldova, care a și murit un interlop din ăsta. Adică sunt niște interlopi din ăștia care știe toată țara, dar câțiva, știți că de-aia sunt interlopi și sunt, uh, care îi cunoaște toată țara, că noi aici se Săcălază, între uh, 4-5 colegi care suntem pe o listă de partid, dacă am fi interlopi... Nu mi s-a părut corect, nu cred că sunt interlopi. Atunci cum își permite domnia sa să facă astfel de acuze la adresa unor oameni care sunt nevinovați din punctul ăsta de vedere? Cred că le consideră dânsul declarații politice sau așa ceva, cum să zic... Dar nu trebuie să existe o limită? Domnule, o limită ar sau... trebui să existe. Eu cred că nici eu, nici domnul Patrick, nici domnul Sabin Orgovan care... A fost colegul Dânsului în partid, atunci nu erau interlopi și acum sunt. Adică dacă, dacă suntem adversari ai primarului în politică, vreau să zic, Evident. suntem catalogați interlopi, nu e frumos. Nu cred că face cinste, dar a aruncat și Dânsul așa o declarație politică. Nu, nu cred că a spus-o chiar crezând că noi am fi interlopi, adică nu. Da, da. Se poate spune orice despre oricine. Normal trebuie să existe o limită. Dacă dânsul nu ține cont de niște limite, e problema dânsului. Nu putem să-i punem declarații sau să îi uh, spunem ce să declare și ce să nu declare. Dânsul așa ne-a considerat pe noi. Ar fi. Urât să fie o campanie cu acuze, cu lături aruncate de unii pe alții. Până noi acuma... să-l facem pe domn primar într-un fel, dânsul să ne facă interlop, noi să-l facem eu știu ce. Păi, deocamdată doar domnia s-a va făcut interlop și mi-aduc aminte că chiar la ultimul live a spus, am văzut lansarea domnului, era să zic domnului interlop, domnului viceprimar. Dumneavoastră îl cunoașteți pe viceprimarul Boboi? Da, îl cunosc. Că este, Adriana... este un interlop? Adrian, cum îi zic eu, Dumitru Boboi, el a locuit lângă mine și lângă Viorel. Aici eu am stat pe strada 3, -a, Viorel a stat pe strada Gări, mai spre strada 1. -a. Adrian a locuit pe strada 2. -a. Ne cunoaștem de mici. Eu... Înseamnă că o știți foarte bine. Da, eu știu este foarte este bine. Este Nu l-am văzut niciodată să intre în altercație. Interlopii de obicei se... Se diferențiază că sunt tot felul de altercații, de, cum să zic eu, lucruri ilegale. Nu l-am văzut pe Adrian niciodată să fie cercetat de poliție, n-am auzit să fi mers poliția să descindă la, cum fac la interlopi, adică mascații. Nu am văzut treburile astea. De când s-a însurat și s-a dus Adrian în berec său, n-am auzit nici că am o grămadă de cunoștințe și în berec său mare și în său mic să fi avut descinderea politică că îmi fac la interlop, că eu așa am văzut la televizor că nu am prieten interlop, de-aia vă spun că nu știu cum se manifestă un interlop. Nu dacă știe... Da, v-am întrebat ca să o lămurim și pe asta, eu... pentru că aud oameni care îl cred totuși, iertați-mă, domnul Sabău, îl cred totuși pe domnul primar când face acuzele astea, viceprimarul interlop, PSD-știi interlop. Vă spun, nu cred că e o declarație fericită al lui domn primar, treaba asta că să ne facă pe o mână de oameni care ne cunoaștem de atâția ani de zile și n-am avut probleme cu legea, eu vă spun cu mâna pe inimă, n-am avut niciodată probleme. Dar dacă dânsul poate face acuzația asta, să demonstreze că, că om a avut descinderele poliției, a fost arestat, a fost cercetat penal pentru eu știu ce fapte foarte grave, că deci interlopii cu fapte din astea foarte grave se ocupă, nu zgăinari. Am lămurit-o și pe asta. Vreau să vă mai întreb, domnul Sabău, citându-l pe domnul consilier exclus abuziv, domnul Sabin Ciunta, care spunea că fiecare om are prețul său. În eventualitatea în care domnul actual primar va fi în continuare primar și dumneavoastră veți fi consilier, care va fi prețul dumneavoastră? Cine a declarat că fiecare om are prețul său? Domnul Sabin Ciute, colegul dumneavoastră. Nu am auzit declarația... Vorbind despre domnul Pânzariu și găsind, încercând să găsească explicația faptului că domnul Pânzariu este acum în echipa domnului primar, spunând printre altele că i-a plăcut mm. să fie și la miere. Bun, acum că îi place să fie la conducerea primăriei sau ceva, e adevărat că îi place, că mi-a mi spus și mie de câte ori cât am vorbit și eu cu... cu... Cătălin Pânzariu, că nu, no, să-l votez, să am vrea să candideze la primar. Apropo, m-am cu dânsul Dar și zicea gândi. că la da, la mandatul ăsta să-l susținem pe dânsul. Dacă a avut un preț asta, nu știu. Ar putea primarul Nicu Viorel să-l cumpere pe consilierul Lucian Sabău în viitorul consiliu local? Pe mine nu mă poate cumpăra nici el și nici orice primar și nu poate să mă cumpere pentru că în principiu nu am greutăți, nu am rate ca să mă ajute să-mi plătesc ratele sau să îmi facă ceva. Nu mă poate nici șantaja, că nu am nici amante, nu am nici... Uh, nu are cu ce să mă cumpere sau uh, eu cred că cei care au schimbat barca au vrut doar să fie la putere. Acum nu cred, nu știu ce să zic despre prețul fiecăruia, dar doar din simplu motiv că au vrut să fie Acolo, la putere, să ia deciziile, dacă ești corect, și aici este discutabilă problema. Să accepti chiar orice și să votezi orice doar ca să fie acolo, nu mi se pare chiar, chiar ok. Eu cred că fiecare trebuie să aibă chiar un punct contradictoriu, chiar și cu șeful lui de partid sau cu primarului, că nu suntem toți la fel și nu gândim toți la fel. Să votezi chiar așa orice zice că e primarul, că e prietenul tău, că e șeful tău de partid, nu mi se pare chiar ok. Dar dacă... Așa a spus domnul Sabin, probabil că știe mai multe. E clar că aveți structură de militar și sunteți un om hotărât, practic un câștig pentru comunitate și aduceți ceva nou în Consiliul Local. Doar corectitudine pot să aduc în Consiliul Local. E ceea ce ne lipsește, domnul Sabău, iertați-vă. Eu nu pot să aduc altceva, nu sunt în specialist în toate problemele comunei. Am și eu câteva probleme pe care le știu, le aș susține. Ce pot să vă garantez eu că nu aș vota nimic din ceea ce nu mi se pare că e onest și drept și corect. Atunci actualul primar ar spune că dumneavoastră blocați dezvoltarea comunității, blocați comunitatea, domnule consilier Sabău. Nu, nu blochez comunitatea, vreau doar să fiu convins că lucrul acela poate că nu l-am înțeles bine, să mi se explice. Deci am văzut, apropo cu nevotarea asta în Consiliul Local, discuția asta pe că nu se votează bugetul. A fost o discuție și am rămas două luni, gen, nu mai știu cât, fără curent, o pe o, stradă. Săptămâni, da. S-a luat de două ori. A fost în două perioade neaprobarea bugetului. Eu cred că mult nu au aprobat consilierii bugetul, din cauza că n-au înțeles ce s-a făcut cu banii ceilalți din celelalte bugete care s-au aprobat pentru că primii doi ani s-au aprobat bugetele. În 2023 nu s-a aprobat bugetul o perioadă mai lungă și eu așa am văzut, atunci urmăream live domnului primar, că nu votează ăștia consilierii, ăștia echipa... echipa câștigătoare, echipa aur acum. Da, da, da. Nu votează. Eu am înțeles că ei doar vor să voteze, dar să știe ce s-a întâmplat cu banii, aveau niște întrebări despre bugetele trecute, care de fapt s-au consumat. Adică un lucru firesc și normal da, ca da, și nici consilierii eu. Deci, să cunoască ce s-a întâmplat da, cu banii, da, pentru că și ei au da, fost Vă spun la modul cel mai serios că nici eu nu votam. Adică dacă nu ne spune ce s-a făcut cu banii, mă întreabă și pe mine vecinii sau cine m-a susținut sau cine m-a votat în campanie, păi mă, da, ați votat acolo, dar ați și nimic la noi pe stradă. Pe strada aia altă nimic, la podețul la nimic, la... Vă zic, haide că nu întrebe primar, am încetit. Păi el nu ne spune nouă, nu ne aduce argumente. Pe lângă toate astea au cerut și niște amendamente. Așa, Așa anti antiprimari care erau considerați. Unele și lor unele amendamente. Dar eu zic că trebuie să ținem în de consilier oricare din el, fi că e din opoziție sau din partidul care te-a susținut, să aibă și el un proiect, de aia l-a ales comunitatea să aibă proiecte, să aibă inițiative, să ia cuvântul, să întrebe, să discute. Adică eu zic că votau bugetul, nu cred că unii din ei vor să se pună rău cu cetățenii din localitate ca să nu voteze bugetul. Să ne... Eu zic că și așa nu s-a votat bugetul. Banii s-au consumat pentru că dânsul, din ce am înțeles și eu, 1 pe 12 cotă care se folosește deci banii toți s-au da, da, fapt. consumat. Faptul că bugetul nu era aprobat, nu l-am piedecat pe domnul primar. Să consume. Să bani. Exact, exact. Spensa. Asta ziceam. Deci banii toți s-au consumat. Și, deci banii s-au consumat, dar ca să... Nu știu acum, să ne dea nouă... Sau să ne pună într-o râcă cu, cu locuitorii, ne-a luat curentul. Că dacă în alte chestii s-a folosit 1 pe 12, nu se putea uh, plăti și factura de curent tot din cota de 1 pe 12, eu cred că se putea, dar că a fost o ambiție a lui Viorel ca cetățenii să se supere pe cei câțiva consilieri care n-au votat. Nu mi se pare corect. Și lista aia care a avut-o PMP-ul l-a susținut pe dânsul la primar. Da, și acum toți care l-au susținut pe domnul primar de pe acea listă ați văzut cum îi discreditează și îi face în fel și chip. E conflictual, Viorel, nu l-am știut așa. E conflictual, adică să te cerți prima dată cu angajații primăriei găsiți. Bun, eu nu zic că toți erau niște angajați model găsiți la, de la administrația Todașcă. dar să te cerți cu tot să dai afară o grămadă. Bun, am înțeles că poate nu erau ok, nu îi știu eu, nu le-am verificat competențele sau ce știu, dar apoi să te cerți cu angajații pe care ai adus tu. Adică a adus un număr de, de angajați foarte mare pe care nimeni nu-i cunoaște de unde și cum au venit în primărie. Fel de fel de personaje aduse în primărie, nu știm de unde și pe ce filieră, s-a și cu dânsii. Nu mi se pare corect că un om care a intrat fără concurs la primărie să plece cu bani după proces. Mi se părea că dacă erau prieteni și s-au adus pe, pe prietenii sau pe încredere, când îi cere primarul să plece, că nu mai converg, nu merg în aceeași direcție, să plece fără salarii compensatorii sau da. știți? Stați puțin, domnul Sabău, să lămurim un lucru. Omul a muncit, adică domnul primar l-a exclus și l-a dat afară ilegal. Adică era firesc să plece cu salarii compensatorii, așa ați fi plecat și dumneavoastră. Nu, aici ce nu prea suntem de acord. eu nu... Nici, nici nu trebuie să fim de acord. Aici nu suntem de acord. Eu zic că dacă dânsul i-a angajat fără concurs, tot dânsul, din proprie inițiativă, și o, o discuție cu dânsul, plecau fără salarii compensatorii. Deci, toți care au dat un concurs și sunt în primărie, eu îi susțin să dea în judecată primăria dacă a fost ilegal. Ce Dar cei care au venit fără. Concurs, da, a avut un contract de muncă. Legea a... nu face distinție. Dacă legea, e adevărat. Legea nu, legea nu face distinție. Numai că asta de comun acord, nu. Și de ce credeți că n-a ajuns la un comun acord, să spunem așa, astfel încât să fie evitate toate aceste plăți compensatorii de miliarde de. Lei? Păi eu vă spun de ce? Că a fost primarul ambițios și a, a intrat în prea multe conflicte și n-am mai ținut cont de, de, nimic. Nici de prietenie, nici de că dânsu i-a adus, nici de nimic. Și a început să, să taie cu bară, Adică să dea afară și colegi de partid, și colegi de din primărie și colegi aduși de dânsul din, din afară, am fost așa uimit să văd că vin fel de fel de personaje pe salarii foarte mari în primărie, de n-am știut de unde. Vine, la un moment dat, era un domn motociclist care vrea să fie city manager pe aici. Oameni care eu nu știu filiera pe care au venit, pe salarii foarte mari și bineînțeles că fără să aducă un plus valoare localității, nu m-au luat salarii mari de aici, pentru că ei nu știau problemele localității. Dar nu știm, poate că oamenii ei au fost pregătiți, doar să ziceați, din aur de ambiția primarului. Da. Dar ambiția primarului e pe banii cetățenilor, adică poate să aibă ambiția pe banii domniei sale. Da, e adevărat. De-aia am zis că, la un moment dat, dânsul cred că n am mai ținut cont că sunt prieteni sau că sunt colegi de partid sau adversari politici, a început să excludă și consilieri să dea afară și din propriul partid, să dea afară și aduși de dânsul și neaduși de dânsul. A intrat așa într-o... Da, da, primăria, domnul Sabău, e o instituție publică, funcționează după anumite reguli, legi. Nu e firma personală a primarului să facă ce-și dorește. Nu așa ar trebui da, așa să fie? Da, așa ar trebui să fie. Cum vă zic, nu am înțeles uh, de ce a intrat în conflict cu toată lumea. Asta asta e o problemă. nu că... cunoașteți? Ați fost colegi atâta. Da, timp. da, 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 eu îl știu. Aveți o până explicație? Nu, nu, nu. Era într-adevăr bătăios și când era consilier, simplu consilier local, uh, dar îl înțelegeam că vrea să facă, adică să nu lase administrația să facă doar ce. Și acum de ce nu-l mai înțelegeți? Păi că a luat examen tehnele vechi, conducerea primăriei. Adică dânsul blama. Ședințele astea care spunea că nu e o catastrofă să faci ședințe, și dânsul a făcut după aceea ședințe din două în două zile sau din ore în ore, adică minute făcea în una. Minute, da. sau minute în minute, știți, una după alta. Altfel mi s-a părut când era consilier și se bătea pentru. interesele localității. Mi se părea că. Și acum și... nu se mai bate pentru interesele localității, că așa ne spune, domnule, eu tot ce fac fac din iubire pentru să călas, pentru binele comunității. Nu vă impresionează? Nu prea mă impresionează. Nu mă impresionează, chiar deloc. O que é que você deixa... Essa... lucrări de astea făcute așa, eu lucrez aici aproape de parcul de la de unde merge la, Florilor, da. L-a preluat, a zis că s-a preluat cu succes. Da, uh... este un proiect uh, accesat, Da, de la Todașcă și s-a to da. terminat și a zis că s-a preluat. Se arată foarte rău. Eu nu am copii. Dar am trecut să-l văd că mi-e în drum spre casă. Am fost și în parcul din Europa, l-am văzut. Nu le știu așa bine locurile de joacă pentru că nu am copii. Nu... Dar sunteți cărcota, spunând că nu arată bine. Așa v-ar spune fanii domnului primar. Parcul arată foarte bine, doar că probabil îl priviți dumneavoastră dintr-un unghi nu, unde nu, nu se vede atât de bine. Nu are o, un spațiu verde, nu are un pom. Poate așa a fost pe proiect, știți, niște bănci din lemn care sunt rupte acum. Da, da, proiectul poate fi îmbunătățit. Da, aia mă, mă gândeam, că să le îmbunătățim un pic proiectul și chiar așa a nostru, nu are un pic de verdeață pe el, nu are un pom, știți? Păi poate veneau caprele să mănânce iarba, așa nu le mai nu, 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 acolo este ce se mănânce caprele, este o zonă, o deltă, care, a... care va fi excavată? Nu 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 nu, 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 nu. A fost excavată? Nu, nu, nu. Nu rămâne greșit. Dumneavoastră nu știți. A fost curățată în primul, man... în primul an de mandat a domnului primar și grămezele de mizerie, de moloz, sunt acolo și acum. Sunt niște munți pe care a crescut alte mizerii. Am văzut o nouă achiziție, tot pentru escavarea acestui lac artificial câteva miliarde a cheltui primul Na, Să știți că el a mai fost. Dacă nu vă aduceți aminte, vă aduc nu eu, căutați, căutați, în primul mandat, uh -huh. Grămezele sunt acolo, eu dacă locuiesc în zona nu am văzut. Nu până îndoială, ceea ce spuneți. zona asta, trecând pe acolo deci zilnic, deci trecând știți în zilnic, mult mai am văzut. No, și pe lângă că s-a scos moloazelele din lacul ăsta, s-au mai adus. Nu știu de cine și cine dată probare, este un 3-4 mii de metri pătrați plin cu moloaze. De ce s-a dat voie să se basculeze? Ea central, e la 3 minute de primărie. Nu știu de ce s-a dat voie sau de ce ne-au fost cărate, de ce nu... Nu știu, dar asta eu nu mai aveam ce discuta și a cărui, dacă ar zice, a cărcoti. Da, da. Dacă erau făcute, eu nu mai puteam să zic despre treaba asta. Niciunul dintre noi nu mai putea să zică nimic dacă lucrurile erau. Da, așa erau făcute. Eu m-am așteptat să fie mai, mai bine pentru toți. Am uh, discutat multe chestii cu domnul primar, cât, când când uh, îi permitea și dânsului timp, în ultimul timp nu mai avut timp să discute cu mine. Da, de ce este așa de extrem de ocupat? Sau era doar nu. un motiv ca să scape de, de asta? Da, eu așa cred. Era doar un motiv da, să scape de noastră. Da, da. Deci avea timp berechet. Dar să știți că la primărie nu se lucrează ca în mină. Intri în șut, stai acolo și dai cu târnă copul. Da, probabil că eu am tot cerut ba una, ba alta și de aia n-am mai vrut dânsul să deci vorbească ați fost cu nepoliticos. mine. Nu, nu, nu. O brașnic de-a deci, pe... de dreptul că ați îndrăznit să cereți informații publice. Unele informații, dar nu informații. Am dat, de exemplu, aici tot unde vorbeam de stația de asta de autobuz de la Brici, de aici, de la strada 5, de la colț spre strada românească, nu este trotuar. Când merg oamenii din strada românească, capătul să spre Berexău, cu șoseaua, vin prin strada 5, a roată, pentru că n-au legătură de la colț, de la curbă și până în strada 5, la intersecția cu crucea. Am zis, un trotuar nu putem să facem aici sau nu se poate. Dar de ce nu se poate? Nu am înțeles. De ce? Și ultima că atunci, la început, când a început Adrian Boboi, viceprimarul să facă trotuare, chiar m-am gândit că face legătura asta. Am probabil, domnul Sabău, nu se face pentru că ați văzut, domnul primar, ce spune. Domne, cât impozit plătiți? 100 de lei. Păi și am eu bani, 100 e... de lei să vă fac trotuare în fața casei. Faceți-vă singuri, fiți gospodar oameni buni. No, la mine și la părinții mei, într-adevăr, ne-am făcut noi, că așa a fost treaba. Dar asta, asta nu trebuie întâmplă. să fie o practică uzuală și toată lumea... Vă dați seama că așa ne administrăm singuri și nu mai trebuie să dăm noi salarii la 100 și ceva de angajați care are primăria. Dacă ne facem, necosim, ne băgăm apă, ne facem foraje sau ceva și nu mai avem nevoie de conducerea localității. Dacă așa stau treburile, salariul dânsului și a angajaților primăriei, nu mai plătim, ne facem cu salariile lor și apă și canal și un trotuar și ce ne trebuie. Nu, nu e așa. Primăria de-aia accesează bani guvernamentali europeni din taxe, impozite și amenzi și să reîntorc la oameni. Așa trebuie să se reîntoarcă la oameni, să crească calitatea vieții în, în, fiecare localitate, nu? Da, de acord și pe final, domnul Sabău, eu sunt fan primarul Nicu Viorel. Cum ați convinge să nu mai votez pe actualul primar și să-l votez pe candidatul din a echipă faceți noastră parte? De ce să nu mai votez pe actualul primar? Stilul ăsta de a conduce primăria cu scandaluri și cu certuri și cu ședințe de îndată și cu tensiune nu face bine localității noastre. Cred că Dumitru Boboi, cred că e un om mai așezat, un om mai calm, care se pleacă asupra problemelor cetățenilor, le ascultă și le rezolvă într-un alt stil, fără atâta frecuș, fără atâta discuție și atâta tensiune nu l-aș vedea acum pe domnul Dumitru Boboi să fie toată ziua în certuri cu consilierii aur, de exemplu, ai domnului primar, sau să toată ziua să fie cu excluderea din Consiliul Local. Nu cred că este în caracter. Și din discuțiile pe care le-am avut cu dânsul, nu l-am uh, auzit niciodată să meargă pe răzbunare și nu cred că vrea să facă uh, scandaluri în uh, nou consiliu Local. Și uh, apropo de campanie, vrea o campanie curată, nu vrea cu atacuri, nu... Vă spun, eu acum chiar... Că știu că nu se înțelege cu, cu Viorel. Nu am auzit odată la... Când ne-am întâlnit pe aici, pe, când am avut și eu timp, că n-am avut de fiecare dată timp să mă duc la, la, la întâlnirea PSD, că îl dăm afară, că dacă ieșim, că îi dăm, că îi dăm afară, că n-am auzit niciodată, că nu s-ar înțelege sau ar vrea să facă o, o epurare a oamenilor, a consilierilor aur sau ceva. Nu. Vreau o comună normală, vrea o comună liniștită, vrea să facem niște lucruri benefice. Suntem în urmă de mult față de celelalte localități. Are mult de lucru, Adrian. Am văzut pe străzi că are lumea încredere. În Dumitru Boboi l-au văzut când era viceprimar lăsat. Viceprimar lăsat să conducă gospodăria comunală, când oamenii nu erau amenințați că dacă ascultă de viceprimară vor fi dați afară. L-a văzut în acțiune pe aici și oamenii chiar am văzut că au încredere în el și îi dau uh, o notă bună pentru ce a făcut, cât a, cât a fost, a avut uh, la îndemână resursele -a a primăriei. Că dacă nu îi da. lăsați să facă pentru că nu ascultă niciun om de unde trimite, atunci nu poate dânsul să meargă să ia ca primăriei să desfacă un șanț sau un podeț care e infundat. Da, de ce? Mi se pare mie sau actualul primar e puțin așa mai arțăgos, mai scandalageu, mi se pare? Doar asta îl cunoașteți mai bine. Dar, adevăr, îi încăpățână și vrea numai pe a lui problemele. Mă și... refer la ședințele de Consiliu Local, unde vedeam un adevărat circ, un adevărat scandal. Da, 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 asta era un scandal tot timpul. Un, un scandal tot timpul și, cum zic, prea vrei numai pe a tale să le rezolvi și problemele pe care le pune un consilier, că și consilierul ăla e ales de un număr de cetățeni. Nu a venit de la el de acasă cu problemele lui, nu cred că fiecare și-au făcut proiecte numai să ajute pe el sau pe familia lui. Cred că trebuiau băgați în seamă. Dânsul n-a vrut să-i bage în seamă pe, pe niciunul din consilieri, că erau din partidul dânsului, că erau din opoziție. nu a vrut să asculte problemele lor, amendamentele lor, a dorit să facă doar cum vrea dânsul și eu cred că de aici a ieșit scandalurile astea care parcă nu mai se termină, știți? Acum înțeleg și eu să-i dai o dată afară pe consilieri că poate chiar n-au venit la lucru. La ședințe, unde îți plătit și ei cu o sumă, nu-i mare. Dumneavoastră, domnul dar... Sabău, ați fi putut veni dacă ați fi aflat de ședință după ce a avut loc? A, în, mo nu, în momentul în care nu noi puteam discutăm veni acum. Iertați-mă, presupunem că sunteți consilier și în da. acest moment doar asta, aveți telefonul deoparte, nu vă uitați la el. După ce terminăm acest podcast, o să vă uitați și o să vedeți că a avut loc o ședință de îndată și că ați fost pus absent. Vi se pare firesc și normal? Nu, nu mi se pare normal. Nu puteam să vin la ședințe nici dacă nu erau comunicate. Cu trei ore înainte măcar. Dar în afară de a veni la ședință, mai trebuie și să studiez ce votez. M-ați înțeles că... Păi nu, trebuie doar să ridicați mâna nu, cum vrea primarul. Nu trebuie, nu trebuie să ridicăm nu? mâna, nu. Noi nu mergem acolo să ridicăm mâna că nu suntem roboți. Să, să Da sau nu. Noi gândim cu capul nostru, citim proiectele pe care ni s-au dat, dar nici eu citesc destul de bine așa pot să fac demonstrație, dar nu pot să le citesc în 4 minute sau în 30 de minute. Nu le pot citi nici în 3 ore pentru că am activitatea mea personală pe care trebuie să-mi o fac că să am pare. ce pune la familie pe masă. Adică prima dată trebuie să rezolv jobul meu și după aceea studiez problema de consilier pe care îs și o votez cum cred eu de cuvință. Nu cum îmi dictează nici primarul, nici președintele de partid. Corect. Oricum, dumneavoastră aveți antrenament de militar, așa că dacă domn primar bate din picior și sună adunarea, dumneavoastră sunteți obișnuit cu alarmele astea. Da, eu respect ordinea în primărie. Știu că primarul este șeful primăriei. Dar nu este o instituție militarizată. Dar, dar, exact, dar asta nu înseamnă că dânsul este mai presus de lege. Adică eu știu că trebuie să mă duc la ședință decât dânsul convoacă ședință. Dar totuși, să o convocăm de bun simț. Să ne dea un pic de timp. Nu, de, de bun citire. Simț. conform legii. Și conform Stavre. legii, da. Deci, eu știu că trebuie să mă ducă. De asta de sunt ales și de aia mi-am asumat. Că mă duc la ședințe și studiez ce mi-a dat și propun ceva dacă nu mi se pare ok sau întreb sau ceva. Nu aveți voie. Ah, am voie. Nu, nu aveți voie. Și știu că este șeful primăriei, că așa este. Dar asta nu înseamnă, v-am spus că felul cum votez, mi-l dictează la două minute înainte de ședință mă anunță nu, pentru că nu, nu este corect, a fost aleși pe listă, să facem parte dintr-un consiliu și să respectăm, ce ne cer cetățenii? Eu, dacă mă duc și uh, respect doar ce spune primarul, nu am făcut nimic. Da, da. Știți ce mai spune domnul primar? Că dacă dumneavoastră nu reușiți să veniți la ședință de fiecare dată când vă cheamă domnia sa, faceți bine și vă dați demisia că înseamnă că nu sunteți capabili să răspundeți nevoilor comunității. Eu pot să vin la fiecare ședință care e convocată conform cu legea. Nu se pune problema. Sunt de fiecare dată prezent. Cum v-am spus? În limita legii. Dacă se convoacă ședința altfel decât cum spune legea, bineînțeles că nu am cum să vin. Pentru că sunt în principal la job, că asta e treaba, sau sunt plecat din localitate sau eu știu ce. Nu contest că dânsul poate să aibă o urgență, dar să nu exagerăm. În trei ani ăștia numai urgențe au fost, deci da, parcă nu, nu am mi făcut printr-un cataclism aici la Săcălaz. De multe ori am vorbit treaba asta când era dânsul consilier cu și dânsul arat, și nu-i plăcea când organiza, ah, când da, 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 când și organiza da, domnul Todașcă ședințe de astea amintim, de îndată. era extrem de ocupat, trebuia să-și rupă timpul. Dar Dânsu avea o afacere a Dânsului, deci nu, eu îl profesionist în ceea ce făcea Dânsul, eu avea probleme, avea puncte de lucru unde ca mergea Dânsul. Da, da, da. Dar bineînțeles că era iritat, că Comandă ședință peste șapte minute. Primarul, oricând el poate, pentru că el stă pe 150 de milioane în primărie. El poate să convoace ședință peste trei minute, pentru că este sala de ședință lângă biroul dânsului. Dar eu, cu 900 de lei, sau cât am înțeles că este acum indemnizația de consilier, trebuie să mă duc la serviciu să nu stau atârnat prin fața primăriei să știu că peste două minute e ședință. Am văzut. Sunt consilier în actualul mandat care nu știu, cred că nu au job sau nu se ocupă cu nimic în viață, ei de fiecare dată sunt, când te duci în sat, la magazin, la profi, ei sunt prin jur primărie. Nu înțeleg cum pe 900 de lei poate să-și piardă o zi plimbându-te între primărie. Sunt oameni și oameni. Poate au moșteniri. Sau poate... Da, mă, tu, șata mara. Probabil. Să da. Orice înțeleg cu limită. Se poate și o ședință care e urgentă să se întâmple. Se poate, dar e foarte rar asta, că chiar zicea domnul primar că n-a luat foc să Nu, nu se poate așa... Cred că ar să de mai multe ori până acum, la câte ședințe de îndată au fost. Dar domnul Sabău, n-ar fi fost firesc și normal ca un politician care blama, condamna pe vremuri ședințele de îndată să fie mai rezervat în a le face atunci când poate să ia decizia? Tot ce a spus dânsul înainte de a fi primar s-a schimbat la 180 de grade după ce a fost primar. Toate lucrurile pe care nu îi le plăcea în primărie și le condamna înainte de a fi primar, le-a făcut după ce a fost ales primar. Deci, eu asta n-am înțeles, schimbarea asta de atitudine între consilier și primar. Chiar așa te schimbă, dar nu știu ce presiuni sau din ce cauze. Eu asta nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg ce te face sau ce te obligă să, să te schimbi în așa fel încât să nu mai ții cont de, de principiile tale, de, de seriozitatea ta, pe care eu am considerat-o. Chiar ok înainte, chiar mi-a plăcut înainte că combătea și întreba și punea fel de fel de întrebări, de ce nu se face, de ce nu se... și să ajungem după aceea că tot nu se face, tot nu se merge înainte. Tot Eu asta nu, nu înțeleg schimbarea de atitudine, nu, nu, nu știu uh, cine a făcut presiuni sau de ce să schimbe atitudinea. Nu, nu era așa înainte când era consilier și când nu era în consiliu. Știu de când a fost consilier independent, știu de când a fost consilier PNL. Nu a fost așa primarul. Nu știu de ce s-a schimbat. Poate puterea schimbă oamenii, poate banii, poate nu-mi nu dau seama, dar mie mi se pare că s-a schimbat mult, nu în, într-un sens bun, că dacă era într-un sens bun și mergea... Asta îl votam 20 de ani, că, dar nu, nu, nu. Nu într-un sens bun, nu mi, nu mi se pare bună direcția.